Hei, salutare și bine ați venit la primul vlog pe anul 2024 și în același timp este și o să fie prima sesiune de skate pe anul acesta. O să mă duc în Craiova pentru că se dă întâlnire mare de mare skate session, 4 orașe, Slatina, Craiova, Târgu Jiu și Severin. Bine, din Slatina mă duc doar eu și Bianca, pentru că cei de aici i-am luat puțin prea din scurs și aveau planuri pentru sâmbătă. Așa că voi fi singurul, dar vor veni din celelalte orașe. Plus că o să ne distrăm. Nu trebuie să fie mereu numai freestyle. Și așa, voiam să mai filmez și ceva street. Așa că haideți să îi dăm bătaie. Să îmi ia cam 4-5-50 minute să ajung până în centru la teatru, unde ne vom da. Nu știu dacă o să vă dați seama cu ce filmez acest vlog, dar o să vă zic un pic mai încolo. O să las un pic surpriză pentru mai târziu. Povestește-mi de ce vrei grădină. Ce? Povestește-mi de ce vrei grădină. Ca să-mi plantez singur legumele. Cum ai ajuns tu la dorința asta? Nu știu. Nu știu să răspund asta. Ce ți-ar plăcea să plantezi în grădină? Mi-ar plăcea să plantez pau-pau. Atât? Și mai multe. Și cartofi, și vinete, și fasole. Tecile de fasole sunt bune. Mazăre. Și cam timid în fața camerei, că avem mai multe idei mai devreme. Ia, fă-mi o listă. Aș vrea să plantez tot. Fă-mi o listă. Nu știu, dar aș planta tot, serios. Deci aș planta tot ce se poate și ce nu se poate, dar nu cred că ar Eu fi... cred că ți-ai plantat arahide, să-ți faci un tolat de arahide într-un... Aș planta și arahide, aș planta și un pom de kaki, cu siguranță. Migdal, să faci lapte de migdale? Da, aș planta niște chestii mai non... comerciale, să zic așa. Aș mai renunța la meri, peri, corcodușii astea. Aș mai pune ceva complet diferit. Poți să-ți plantezi și meri și peri, pentru că sunt foarte multe pe... cum zice? Sunt mici, sunt unele mai mici, sunt dorf. Da. Și practic ai loc pentru ei. De vântul ăsta, nu-mi place să mă dau pe vânt. Plus când înregistrăm se aude și aiurea. Da, e ok. Vrei să bagi ăla la mine în ghiozdan? Are loc? Cred că da. Mă, cam sub gruma asta. Am luat și drona, deși nu știu dacă o să filmez cu ea. Am zis că poate iau un cadru cu drona. Vom vedea acum. Dacă nu, are... Acum am filmat. Ai uitat să filmezi. Am uitat să filmez. Am ajuns. Nu spui la și... microfonul? Da, bate rău vântul, nu? Hai cred că să-mi pun după aia. Sper să nu se audă în așpa. Prima talpă pe 2024. Asta e. Gata. Bun, mult mai bine acum, pentru că e super mult vânt. Da, astăzi este o zi cu foarte mult vânt. Mă cam supără treaba asta, nu-mi place să mă dau când bate foarte tare vântul afară. Îmi strică toată sesiunea de skate, nu știu cum sunteți voi, dar mie nu-mi place să mă dau efectiv când bate tare vântul. Transpiri, după aia bate vântul ăla, îți dă niște frisoane, niște alea. N-aș pare rău de tot. Oricum, încercăm să vedem ce putem să facem azi. Poate filmăm 2-3 tricuri, nu poate. Filmăm sigur 2-3 tricuri, dar nu or să fie la cel mai înalt nivel. Plus că prima sesiune pe 2024. Sunt extrem de rigid. Extrem de rigid. A, și să mă aștept și la o febră musculară după sesiunea asta, cu siguranță 100%. Deci febră musculară, here I come. Am mai dat o dată. Super sketchy. Vine măcar după mine chestia aia? Păi nu văd că e mic la distanța aia. Nu, 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 că-și face doamnă treabă. Inginer. Așa nu te să mai chinui eu să vin cu telefonul după tine. Nu știu niciodată unde
Aia da. Da. Haideți să vă arăt cu ce filmez. Că am zis că țin surpriză, da. Ia, deci... A venit pe tine. A venit pe mine, da. Deci asta este DJI Osmo Pocket 3 cu gimbal. Deci unde mă duc, acolo vine și el. Este genial, mie îmi place. Sunt chiar curios cum o să iasă imaginea acasă, pentru că acum filmez în flat profile. D-Log M, 10 biți. 10 biți! Cred că ai pus, am pus degetul pe lentilă, sau nu știu, poate mi se pare mie. Ah, nor! Hai să vedem. Uite că am scheme de astea, în care mă întorc cu spatele. Și probabil de-aia. Ok. Ah, îmi văd că încă mă urmărește. Da. Da. Hai că-mi place, Stai să mă duc. Ia. Da, mai înaltă, probabil o să încerc și asta. Da. Se dau un pic mai rapid. Da, foarte interesant testul ăsta, foarte, foarte interesant. Chiar abia și să ajung acasă să-l scot pe calculator să văd care e treaba, cum m-a ținut. Oricum va trebui să mai fac niște teste până îi prind șmecheriile. Dar până acum face tracking-ul ăsta e destul de interesant. Foarte tare. Mi-e frig. Așa ar trebui. Mi-a înghețat nasul. Mai bine așa. Hai mai facem o pauză, mai păstrăm un pic din baterie. Microfonul, dar nu contează, lasă ca să înțeleagă că te-ai scoat. Acum e pe pauză puțin. Da, uite, nu mai pot. Deci, mă sparge la urechi vântul ăsta. Efectiv, mă sparge la urechi. Să-i dau asta mai jos, chit că e inactive tracking. Am uitat. Na, bun. Sunt aici cu Unica. Mulți dintre voi o știți pe Unica. Unica este cea care mi-a făcut forma plăcilor de freestyle și numai o singură formă, inclusiv forma de single kick. Yes. M-am întâlnit cu ea aici la Craiova, este din Craiova, dar de fel tu stai în București. București, da. Oana a fost și la competiția de freestyle skateboarding Euro Freestyle din anul 2022. Cred că da. Da, 2022. Da. Și a zis că o să vii și acum în 2024 la World Freestyle. Că acum Euro Freestyle s-a transformat în World Freestyle, campionatul mondial. Da, Brandenburg. Așa, yes. Și na, am vrut să te bag efectiv în vlogul ăsta, ca un mic interviu, ca să mai știe lumea despre ce e vorba, cine este persoana respectivă, că poate eu filmez oameni, dar oamenii au habar cine sunt, știi? Exact, da. O cunosc pe Oana din 2008. Este? Frate, da, din 2008 o știu pe Oana, pentru că ne dădeam pe skate. Ani, o viață, nu cred. Ne dădeam pe partea altă la Mercur, ne dădeam pe skate și erai cu Berta, da, și era și Atomic, da. Maina, Flo, eram o grămadă. Da. Nu știu dacă am vreun clipuleț de skate de pe vremea aia să văd dacă o am pe Oana, dar dacă am, o să pun acum peste imaginea asta, dacă găsesc ceva cu Oana, ori clipuleț, ori poză ceva. Da. De atunci de pe... Ce tare, să-mi trimis și mie. Da, da, cu siguranță, cu siguranță. Și da. Bianca, ce... Bun, hai că acum, uite, mă duc la Billy să iau și lui Billy un interviu, că și okay. E din, face parte din OG. Ce
Gata. A, noi am, stai, păi nu știu, nu voiam să-i pun neapărat întrebare. Vreau doar să fac așa o mică prezentare pentru vlog și să fac și test cum se aude microfonul ăsta, că bate vântul foarte tare. Da. Bun, atâta, Unico. Bine. A, Oana are placă de freestyle. Uite. Poate mă reapuc acum că am tot luat placă, poate mă și reapuc de skate. Da. Sper. Doamne ajută. Are placă de freestyle. Da, frate. Da. Ca să vezi. Așa, voiam doar să te bag un pic în clipul meu, pentru că mă văd cu tine o dată la câțiva ani de zile și poate sunt câțiva care urmăresc acum din noi, veterani, și te știu. Billy, da, din Craiova, cu skate-ul, cu alea. Dacă îl știți, respect. Dacă nu știți, vă zic eu acum, din cei OG, ne știm din 2008-2009. Cam atunci în aceeași perioadă cu Oana, cu Atomic, cu toți, cu Flow. Păi atunci am început să-ți dați. Miner, da. Da, exact. Ai venit? Era street în Craiova. Da, era street. Păi aici am văzut primul meu kickflip în realitate, în Craiova. La Atomic l-am văzut prima oară, când a urcat o scară cu un kickflip. Pentru că atunci le vedeam pe net, dar nu văzusem în realitate. Nu era nimeni în statina. Nu la Flow. Da, dar nu văzusem pe nimeni până atunci. Uh-huh. Și am venit aici să mă dau și eu cu voi. Alea, să mai văd niște tricuri, niște chestii și chiar am învățat. Dar atunci nu era cu street, cu freestyle, cu vert, era o placă de skate și te dai cum puteai să te dai. Da, așa m-a prins pe mine tot la fel. Da, nu știam că e placă dedicată de freestyle sau asta. Că mă deam pe bicicletă pe atunci. Dădeai bicicletă? Eram pe biker, aveam BMX. Am înțeles. Da, uite, am vrut să te integrez un pic în vlogul ăsta, pentru că era așa. Mă bucur că ai venit. Băi, și eu mă bucur că am venit, sincer. Da. Eu n-am mai ieșit la skate. N-am mai ieșit la skate din septembrie, am ieșit un pic, dar așa am 3 ani de pauză. Pace. Să vin peace, mai man. Des. Da, vin mai des. Gata? Da, cum vă ziceam la început, când am plecat de acasă, că astăzi se întâlnește Craiova cu Severinul, cu Târgu Jiu și cu Slatina. L-avem și pe Narcis de la Târgu Jiu. Salutare, guys. De fapt, el m-a invitat. Eu nici știam. Oh, de când am mai filmat ceva. Ieri sau alaltă? Când mi-ai zis? Alarteri? Cred că alarteri, da. Nu mai știu sigur dacă ți-am zis ieri sau alarteri. Așa. Alarteri. Mi-ai zis, bă, că nu vii la Craiova, că uite, e frumos afară, o să ne strângem mai multe moști, ceva. Hai să o facem, că n-am mai ieșit de mult, vreau să fac mergea un trip, e primul pe 2024. Prima sesiune și pentru mine. Părerea mea că aici în Craiova e cel mai bun spot din România. Nu știu, trepte, grind, flat, super bun. Deci chiar se merită să fii aici. Adică pe o vreme ca asta bate puțin vântul, dar intră tricurile orice ar fi. N-ai cum, e prea frumos spotul ăsta ca să nu te dai aici, din punct de vedere ca street skater. Chiar seamănă Skate Plaza, dacă te uiți așa puțin la spotul ăsta. Ai de toate, ai treptele mici, trepte mai lungi, ai 5 trepte, ai și o bară de grind, eu pe acolo una, ai și cante mici de grind, ai efectiv un spot perfect, parcă e construit teatrul ăsta pentru a fi un street spot. Zim că ai skatepark în oraș fără să ai skatepark în oraș, arăt așa imaginea. Nu se merită să mergi la un skatepark dacă ai spotul ăsta de aici. Și sunt convins că sunt de aceeași părere toți skaterii din România, că Craiova, Teatrul Național, e cel mai bun skate spot. Skate spot, da, cu siguranță. Ecco, să avem și noi acum în Slatina un skatepark, te așteptăm pe acolo. Da, abia aștept să vin acolo, pentru că știu că sunt niște surprize la skateparkul ăla. Da. Și chiar vreau să vin, mai ales la inaugurare. Și de ce nu poate și la un viitor concurs, nu? Bă, da, cu siguranță. Încă las câteva surprize, că nu știm niște chestii concrete, dar cu siguranță o să fie. De asta m-a zis, sunt niște surprize, așa că veniți la Slatina, meca freestyle-ului de România. Bun, hai că să filmăm și câteva tricuri, că am tot vorbit, dar tricuri nu. Hai să dăm niște tricuri, la treptele mici mai întâi. La treptele astea de aici, 4. Filmează! It's rolling! Cred că trebuie să mă dau un pic mai așa, un pic mai așa. Ăsta e. Ăsta e. Ăla. Bine, mă, Narcise, mă. Hai. Double chin? Ce vrei tu? A mai dat cineva la astea? Damn! E bine.
se mișcă. Ai! Nu, băi, ce pula mea. Bă, eu am placa, uite-te și ce nemiroțică am, că mă băgam și eu. Uite-te și ce drag și mai fac cu ea. Ia-o, ia, arată-mă, ce stare. Bă, din păcate, damn, arată destul de rău. O am de vreo 4 luni, cam așa. Uite, așa e, e periculos. Am avut pe Luca, Valu, când și-a tăiat efectiv aici, la sprânceană. Sau... Ideea e că trebuie să vină niște plăci de la băieții ăștia de la mort și... Până atunci nu vreau să mă dau, că mie că mă lovesc grav de toți, oricorup. Era surba alea 4, adică, care-s mici. Gata, hai, dăm niște triguri de freestyle, hai. Ia uite-mă că da, stai că am tăiat picioarele. Ia uite-l, mă, băi, băiatule. Narcis face freestyle. Oh! Hai că e viral pe TikTok asta. Dar de fapt trebuia să o filmez vertical. Ăla e. Oh, ho, ho! Bă, Narcise, ești plin de surprize. Bă, mă, lași. Ultimul. Hai, ultimul. Nu da fail, nu da fail. Uaaa! Dacă mergi mai fort. Hai, lasă că merge, merge, merge. Ăsta e. Hai că am schimbat în normal. În rail? Hai, ăsta e. Ăla e, mă. Și hill. Și hill, ăla e. Și trei, hai și trei. Nu! No. Ia să merge? Merge! Super. Gata, s-a conectat și transmisătorul ăsta wireless, 80%. Se conectează direct la asta. Și acum, stai, iau o lentilă aia wide. Sunt cu Alex Stan aici, freestyle skater, parkour și Bianca, toate cele. Stai așa că am vrut să iau lentila wide. Da, 20 de milimetri. Bam. Acum avem 15 milimetri. Dar cred că am pus-o invers, stai așa o secundă. Cred că da, cred că era ok și așa. Da, era bine. Da? E diferență? Adică nu e foarte mare, dar e un pic mai wide. Da, e. Merge. Da. E super tare că e și micuț. Mm-hmm. Și cred că se vede foarte bine, nu? Da, se vede așa gri, mm-hmm, pentru că filmez în flat profile, da, în D-Logam. Mm-hmm. Vreau după aia să colorez acasă, că ai mult mai multă calitate. Dar e foarte micuț, o să fie foarte ușor de... mm-hmm, pentru transport. Da, nice, bravo. Îmi place și mie. Poate îl filmez la niște tricuri cu el. Da, ar fi. Trebuie să-mi aduce o baterie de la aparat. Monstruozitatea asta. Nikonul. Este în ghiozdanul. În ghiozdanul meu. Dă-i. Da, a ceva de genul. Hai, dă-i acum. Cred că e ok. Mult mai ok, mult mai ok acum. Yo! Ia ziua, Alex, deci până acum am filmat câteva tricuri, ce părere ai despre camera asta, a? Trebuia să zici pe aia cu telefon să fac comparație. Bă, e foarte mișto. Adică e mult mai bun decât un iPhone, are stabilizator. Este. Și o să-mi iasă și tricurile mișto. Da. Ia și la merge. Și pe Narcis aici, ce zici, domnule? Vreau să iei niște tricuri la grind. La grind? Da. Au, că frumos, și câte la grind-uri, nu e problema. Să te faci aici.
Așa, dăm imitația atunci de breakdance, da. Imitație de breakdance. Hai, uite, mă merg așa în jurul tău. Pentru reclamă? Pentru ce vrei tu să fie? Ia, freestyle-a. Ia. Yeah, man. N-am mai putut. Asta e, asta, lasă că merge. Merge pentru vlog. E pentru vlog asta. Pentru vlog, a? Mm-hmm. Adică ce nu e bun merge la vlog. Nu neapărat, nu, merge. Nu mi-a plăcut. Hai. Asta este. Mi-a înghețat mâna. Da, că de-aia nu mai vrei să faci, da. Te-a înghețat mâna. Super, îmi place. Băi, știi ceva? Eu vreau să mă duc la mall și veniți și voi, nu la mall acum. Putem să acum că ne-ai pus în vlog, ce dracu. Așa, mergem la mall. Da, vreau Burger King vegan. Bianca vrea să uite puțin pe magazine dacă ceva discounturi, reduceri. Sunt. Și da, și trebuie să mai caut și un tricou la New York, că am luat ceva, o culoare specifică pentru Olanda, la tricourile de echipă și vreau să văd dacă mai găsesc ceva. Verde. E verde închis, e khaki, e oliv. Da, deci mergem la mall, da? Da. Hai să mergem la mall. Da. Nu, mi-a înghețat mâine, nu mai pot aici. Deci, na, băieții au rupt norma astăzi. Dar din păcate trebuie să plecăm. Am fi stat mai mult, dar e foarte, foarte frig. Și noi, Onico, ne vedem la mall să-ți dau filmările de pe Osmo 3. Bun, și aici se încheie vlogul de astăzi. Ne-am oprit la mall, la Craiova, să mâncăm niște Burger King vegan, plant-based, eu cel puțin. Sunt aici cu lumea bună. Așa. De la nuntă, că bun. Ne auzim la următorul clip. Nu uitați să dați subscribe acolo, like, share, toate cele. Dați like. Așa. Vizualizați până la final, da. Peace out. Ai cam zis că închid vlogul, dar uite, acum îl închid că voiam să fac și test de low light. Așa. Drepți, trăiți, cum zice bunicul. Așa. Hai, pa. La fel. Pa. Ce ziceți, mă? Ia să întorc. Ia uite. Asta e adevărat test de low light. Zici tu, încă e lumină, știi? Ce zoi furicilor, sau cum zicea ăla, nu mă știu. Creveților. Da, nu voiam neapărat să filmez afară, să văd cum se comportă în low light. Low light merge. Adică se vede bine. Bă, da, se vede destul de bine, dar să vedem cum se vede pe ecranul mare. Acolo e treaba. Hai, urcă. După tine, after you. Uite aici Citroenul. Hai, intră în mașină să mângheți. A, bă, și mie mi-e sete. Până aici ați plătit. Da, da. Bă, ne auzim. Hai că ținem legătura, ok? Da, yes sir, yes sir. Nu uitați să vă înscrieți pentru competiția. Pentru mondiale. Vă dau linkul din seara. Da. Gata, aici, pe bune, închid vlogul. Peace.